am organizat pe aerodromul de la Strejnic un meeting aviatic, pentru că este o tradiție fiecare an să facem aici o demonstrație pentru a atrage tinerii către sporturile aeronautice și nu numai. Și am invitat și alți operatori privați pe lângă Aerocul României și împreună cu școala superioară am realizat un spectacol. Cu mică mare, sute de oameni au venit la aerodromul de la Strejnic ca să vadă cu ochii lor maestria zburătorilor. Piloții nu le-au înșelat așteptările și le-au oferit cele mai frumoase acrobații. O să mai vii și altădată? Da. Am venit și am trecut, dar am stat mai puțin. Te ajută mami, nu? De ce ați venit? De ce ați ajutat? Să vedem avioanele. Vorbește, mami, spune. Îi place ce vede? Da, siguranță. Piloții au încântat pe oamenii veniți special să-i vadă cu manevră periculoasă în aer. Maestria lor înseamnă însă multă, sute de ore de muncă, stăpânire de sine și o sincronizare perfectă. Au zburat în formație, în tandem și în picaj. La o experiență atât de mare, emoții mai sunt? Emoții trebuie să fie în oarecare măsură. Un om normal are cât de cât emoții de lucruri noi, de frică, de ceva, dar nu trebuie să fie emoții care, să zicem, te blochează sau oarecare măsură. Trebuie să fie niște emoții ca să ții cont că totuși e o activitate care necesită o atenție mai deosebită, o concentrare mai mare. Acesta este un autogir sau un girocopter. Este un aparat puțin mai deosebit și mai puțin cunoscut, cu toate că el are o viață mai lungă de când a fost creat. Pilotez Condorul și Falcon, amândouă proiectate și executate de mine. Ăsta, Falcon, este singurul avion din lume la categoria asta acrobat, făcut un particular. În același timp se poate observa acum un zbor la viteză foarte mică. Atenție, se pare că va fi un tonou. Evoluție superbă. Un efect deosebit care o să-l vedeți pe parcursul zilei, carnave care au plasă o dură de fum.